Petre Daia, ministrul agriculturii, a venit într-o vizită de lucru privind amenajarea de irigații Crivina-Vânju Mare, investiție ce se ridică la aproximativ 70 de milioane de lei. Alături de acesta, pe teren a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Cu bani de la Uniunea Europeană am prevăzut și pentru 2023-2027 400 de milioane și cu de milioane euro de la Uniunea Europeană și 100 de milioane euro pentru amenajările locale. Dar pentru rețeaua secundară care este a proprietarilor de teren care s-au organizat în exploatațiile acestea de utilizatori a apei respective, le dăm banii de la Uniunea Europeană în așa fel încât apa care va circula pe aici să ajungă și la plante. Asta e. Asta facem în toată țara. Dar, din nefericire, iată unde suntem. Petre Daia, ministrul agriculturii, a vrut să vadă amenajarea de irigații Crivina-Vânju Mare, acolo unde, în urmă cu puțin timp, a demarat o investiție în valoare de aproximativ 70 milioane de lei, prin care se va reabilita stația de pompare de la Țicănaș și se va impermeabiliza canalul de irigații, astfel încât, în 2-3 ani, din promisiunile antreprenorului, vom putea iriga culturile agricole. Cu directorul general de la ANIF, sunt în fiecare sâmbătă și duminică în teren și numai pe sistemele de irigații, considerând că este obiectivul cel mai important, obiectivul vital al țării. Eu am discutat aici cu oamenii care pilotează această investiție, înțelegând aici, pe de o parte, directorul general de la ANIF, structura județeană și, evident, constructorul, pentru a ne pune de acord în așa fel încât să nu avem întreruperi în activitate. Am spus-o și o repet cu obstinație. Cel mai mare râu în agricultura României este atunci când se întrerup programele pe care au fost început. Indiferent de către cine, indiferent cum l-a chemat pe ministru, indiferent ce sorginte politică a avut guvernul respectiv, este inadmisibil să oprești programele. Iată că acest lucru s-a întâmplat. Aceste obiective de investiții, în momentul în care eram la Ministerul Agriculturii, erau deja promovate pentru a putea astăzi să beneficiem de ele. Le vom face cu întârziere de 3 ani, dar trebuie să le facem și cu această angajare formidabilă a constructorului, spunând că este în stare să-l facă în 2 ani. Iată că am putea recupera, dacă și timpul ne va permite, pentru că executăm lucrările în câmp deschis. Astăzi este cald, mâine nu plouă, mâine nu știm cum este, de aceea tot timpul trebuie să avem soluția de alternativă, în așa fel încât continuitatea lucrărilor să fie constantă acțiunii noastre. Pe de altă parte, pe amenajarea de irigații Izvoarele cu Jmir, lucrările programate să se desfășoare sunt în procedură de licitație și avem speranța că această etapă se va încheia în curând, astfel încât să se refacă și aici sistemul de irigații. În cadrul vizitei, ministrul Petre Daia a arătat că are obiective clare în ceea ce privește investițiile în sistemul de irigații, reducerea consumului de energie, reducerea pierderilor de apă prin filtrații și astfel toată apa de pe canale să ajungă la rădăcina plantelor. L-am însoțit astăzi pe domnul ministru Daia într-o vizită de lucru în județul Mehedinți, mai exact pe amenajarea de irigații Crivina-Vânju Mare, ocazie cu care am vizitat stația de pompare de la Țigănaș, dar și acest canal de irigație, unde cu puțin timp în urmă a început o lucrare de investiții, de reabilitare și a stației de pompare și de impermeabilizarea canalelor de irigație, pentru că, din păcate, de mai mult de 10 ani de zile, sistemul de irigație în județul Mehedinți nu mai funcționează, iar datorită inițiativelor domnului ministru Daia, încă din mandatul anterior la Ministerul Agriculturii, au fost promovate o serie de investiții în județul Mehedinți pentru punerea în valoare a sistemului de irigație. Mi-aduc aminte că acum 3-4 ani de zile s-a reabilitat stația de plutitoare de pompare de la Salcia, s-au făcut reparații la stația de pompare de la Pristol și iată că acum au început lucrările la această stație de pompare de la Țigănaș. Se vor accesa și fonduri europene, sper eu că acestea să provină din PNRR, s-a aprobat și în urmă cu câteva zile în ședința de guvern, așa cum spunea și domnul ministru, un ampli program de investiții la nivel național. Lucrurile sunt îmbucurătoare, dar trebuie să avem răbdare că ceea ce s-a distrus în 30 de ani nu se poate reface într-un an sau doi. Este o acțiune serioasă de durată.
recuperată și sperăm ca în 2-3 ani de zile, cel puțin pe această investiție, să avem apă pentru a se iriga culturile agricole. Obiectiv de investiții în județul Medinț, într-un nod foarte important, pentru că de la Pristol pleacă apă și spre Dolci. Se știe foarte bine că de-a lungul vremii aveam probleme privind alimentarea cu cantitatea de apă necesară. Constructorii și tehnicienii, proiectanții, au ajuns la o soluție nouă din punct de vedere al alimentării cu apă. Se vor instala stații plutitoare. De acolo se va face acordul cu canalele acestea de refulare sau cu conductele de refulare, în așa fel încât să putem avea continuitate în asigurarea apei. În perspectiva acestor obiective, se reabilitează stațiile de pompare și impermeabilizează canalele de irigații. Investițiile se realizează cu bani de la bugetul statului și fonduri europene.